Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Salutare oameni munciari, eu sunt Dani și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Forza Horizon. Aici avem o mașină superbă, genială, care arată super, super mișto. Avem un C63 AMG, numai că avem modelul mai vechi din, nici nu știu sigur din ce an este acest model. Cred că e modelul ăla din 2009 până în 2012 sau din cât o fi făcut, dar oricum e până în 2012. De ce minți? Dar din ce an e, mă? A mea? Nu, dacă știi tu, dacă ești așa șmecher. Și zici băi, că mint lumea. Băi, eu nu-s pasionat de Mercedes-uri. Păi nici eu nu-s pasionat de Mercedes-uri, băieți, dar Mercedes-ul ăsta pot spune că arată genial. Mi l-a zis de când făceam live-uri pe StreetCraft, mi-a zis un băiat de el și de când l-am luat m-am îndrăgostit de el. Are și motorul lui stock de AMG care se aude superb. Haideți să vă arăt și puțin cum se aude până vine grasul cu bumba, să punem la niște teste mai agresive. Gata, mă, pot să-i. Ia auzi. Da, este doar spate acum. Uite-mă, gata. Și a mea la fel. Asta așa că nu-și pe sine cu tine. Da, sper că sper că îi pusește slick-uri, că fără slick-uri știi doar că nu... Da, mă, da, îi pusește slick-uri, este doar spate, dar vrei să elimini și pachetul de Rocket Bunny? Bă, nu neapărat, eu nu am pus, că și asta avea un fel de pachet de Rocket Bunny, dar nu l-am pus pentru că nu-mi plăcea cum arăta în spate, lăsa golul ăla, știi, de unde venea umflătura de aripi, nu se continua și pe spoiler. Ia uite-o, grasule. Ce părere ai de-a? Bă, dar ești nebun, dar nu se învârte bine cu pata cu slick-uri, care are, da, are prea mare. Da, ia uite-te. Uite-te la asta. Ce părere ai de-a? Toată din fibra de carbon, grasule. Asta e C-class coupe. Știi că de rare sunt ăștia? Foarte rare. Am dau seama. Uite și la în general, ăștia au motoare mari și gen dacă nu sunt de rare. Hai, grasule, vino. Te aștept la competiție. Ai grijă cu frânarea, că știi că avem slick-uri și nu prea frânare, nu prea. Băi, slick-urile, din ce am văzut noi la tracțiune spate, fac diferența enorm. Enorm. Băi, și în general fac diferența. Da, da, gen în Forza la tracțiune spate se vede diferența mare cu slick-urile. La tracțiune și la este doar spate. Da. Dacă vreau să fac și o poză în dronul. Avem aici duelul propulsiei, ești nebun. Bă, mai... nu știu de ce, dar mie că o să fii cam dezamăgit după acest test. Eu? Nu știu să zic, stai că nu luăm semaforul ăsta, luăm pe celălalt. Vreau să le fac și la față o poză, că sunt geniale. Bă, pleacă, bă, din spate cu toarba aia, bă! Claxonează-l, grasule! Pleacă! Uite-te la ieși acasă! Uite-te la nu pot să iau... Uite. Mă, hai că dispăru, e bine. Da, hai să așteptăm următorul semafor, grasule. Băieți, vreau să lăsați în secțiunea de comentarii în acest moment cine o să câștige dintre ce clasul meu și bomba lui Bercea. Deci am un două... Dar mai în spate. Bă, nu mai fi... Stai, că era bombă. Amândouă sunt tunate stock, adică au motoarelor stock, tracțiunea stock, sunt tunate la filtre și la toate cele. Dar în rest sunt, sunt stock. 3. Chiar sunt curios, grasule, de rezultat. Mamă, mamă, ce emoții am. Hai, bomba, hai! Taci. Bă, suntem la egalitate aproape, ești nebun? Bă, tu vezi? Deci aici contă plecarea. Deci să-mi bag picioarele, tu văzuși? Deci mergeau... Câți cai am pe ea? Ce scor ai? 920, tu? Am 916. Deci, băi, dar eram de la egal la egal! Haideți să mai facem o dată! Și să încercăm, haideți să facem, să dăm drumul fix la verde amândoi, ca să nu... Să ne mai încurcăm. Bă, dar ești nebun, deci amândouă fix la fel, mă! Deci se ținea una lângă alta! Sunt curios câți cai ai tu pe ea și câți cai am eu pe ea. Dar putem afla acum, ia uite-te. M-am frână cioaca aia, să vedem. Dăm la cars. Eu am 726 de kW, adică vreo 1000 de cai aproape. 726, eu am 747. Și newtonmetri? Stai că mă uit acum. Rămâi acolo după aia, că vreau să mă uităm și la greutate. La newtonmetri 932. Bă, ești nebun, am 1149. Și deci, greutate? Prin teorie a mea e mai greutate? Ciciungheză ca asta. Da, greutate. Dar la greutate, ia, ce greutate ai? O tonă 398, o tonă 0,4. Cât ai tu? O tonă 270. Vezi, de acolo, de-aia sunt aproape egale, da. Știi? Că așa, în teoria, asta ar trebui să fie mai rapidă, dar din cauza că... Aveți mașina asta albastră mică? Așa, o știu cum fuge, că o am și eu, stai liniștit. E cea mai rapidă pe drag. Da, vezi că ești cam în față. Gata. Așa, gata, suntem fix la fix. Mamă, cât de frumoase sunt, grasule. Deci nu-mi plac Mercedes-urile, băieți, dar ce ăsta e... Și la interior e superb. Hai, grasule, să vedem.
Deci la verde am plecat, da? Da, la verde. Și ține-i blană, că așa țin și eu. Nu pot, pleacă puțin. Și parcă mă și depărtez puțin mai repede. Mi se păru. Haide până pe autostradă și după aia, după ce facem top speed-ul, testul de top speed, vreau să ne întoarcem să le facem, să le facem tunate amândoi, știi, full, cum ar veni cu tracțiune și cu tot ce vrei tu și vedem atunci, gen. Care... Da, da, tot cu motoarele ăștia. Tot cu motoarele ăștia, da, doar tracțiunea o facem 4x4. Tot cu motoarele lor, asta e farmecul, că da. Degeaba le punem. Da, cu tracțiunea 4x4. Știi care e șmecheria? Ăsta oricum nu are motorul, ei ăla cum ar veni... Celălalt pe care poți să-i dai swap la ăsta, la CEO ăsta, nu face nimic. Deci motorul ăla e... O face decât mai grea și cam atât. Bă, nu... cu motorul ăla, crede-mă că mi se pare că nu e așa performantă asta decât cu Ali, nu știu de ce. E mai ușoară în primul rând. Dar oricum cred că o să avem... Eu o să am top speed mare la asta acum pentru că e doar spate. Și tu cred că ai la bomba sau nu prea? Mamă, deci când pierzi controlul cu slicurile, pa. Păi da, trebuie să te pregătești, trebuie să frânezi din timp grasurile. Cu ăștia nu putem să le conducem la fel. Trebuie frânat fix la fix, că altfel pierzi controlul. Mai ai și doar tracțiune spate. Auzi, am pierdut aici. Ieșisem un pic în decor. Bă, nu-i aderență deloc, bă. Da, mai vezi. Dar îmi place totuși de ele că stau pe drum, vezi? Da, stau, adică dar nu trebuie nu... mai că se duc. Aia, mai bine ar da drift, știi? Dar nu, da. Mamă, aderență zero, mâncați aici, oaleo. De zero. Iarna cu slicurile. Ce-ai, bă? Iarna pe slicuri de George Coșbuc. E nebunie, ești nebun la cap, ar fi nebunie. A început de ieri să patineze cât un cauciuc. Cât un pic, acum am stat. Da. Rocket Bunny. Rău de tot pe handling, stau rău de tot cu ea. Deci rău de tot pe handling. Este din vina cauciucurilor, să știi. Da, da, păi da, și scade acolo când le pui, crește, într-adevăr, la unciul și ăsta din cauza că când ai 4x4 nu vezi chestia asta pentru că ești deja în 10 cu ele și oricum am văzut că la 4x4 slicurile nu prea fac diferența, adică un kilometru, doi maxim la drag, în plus scoți cu ele. Da, în schimb cu ăștia... Sunt sfinte. Da, când e doar propulsie sau doar tracțiune, chiar se simte diferența enorm. Băi, eu deja am ajuns grasul pe autostradă, tu? A, nu iau curbele grasule și eu am și cauciucurile foarte la TP. Și eu am făcut și de show. Am încercat și eu să dau un drift, dar să băgă ăsta cu Mini Cooper-ul în fața mea. Și frână cioaca, ești nebun. Da, și frânele foarte proaste. Și frânele foarte proaste. O star level 2, pe bune? Doar ce s-a apucat și el. Hai că să vină, bă. Stai că mă lasem cu lumea. Dar uite, vezi, pare ce zic, e mai bun, că nu pot să fac burnout cu ăștia. Da, nu, dar se vede că nu, nici nu derapează, știi? Da, nici tu. Hai, stai aici, te rog. Hai, gasul. Dă-i tu, startul. Dă-i. Mamă, ce-mi place cum rupe aderențele pe toate treptele, până... Sunt curios care e mai rapidă dintre cele două. Sunt stock, băi, și la tuning, deci nu am doar niciunul. Eu cred că a mea e mai rapidă pe top speed. Bă, eu nu cred. Ce viteză ai? 350. Și eu am 350. 380, tu? Da, n-am 380 acum. No, te ajung rău. Mă, ce se întâmplă? Ce? 375. Cu slicurile îmi scade tot. Și hai, bă, uite-mă cum mă duc eu, ești nebun. 415. Like. Mă dă-o încolo. Și la viteza asta și stă pe drum, văd. Bine, mai puțin aici m-am dus, pa. Poftim, treci. Da, da, băieți, deci... CEO-ul ăsta față de 46, bine. E și mai nou, nu prea poți să compari. Da, că ai pierdut aderența, nu mai pot să aduc drept, ești nebun. Mamă, cum rupe aderența. Ăsta e bun să te distrezi, îi pui niște cauciucuri normale pe el. Să te distrezi cu el. Bă, haide să mergem să-i facem amândoi tuningurile grasule. A. Și să-i scoatem slicurile, pentru că nu cred că o să mai avem nevoie de ele. Și să vedem pe plecare după aia. Care e diferența cu 4x4. Dintre cele două. Chiar sunt curios. Am auzit țiganul.
Custom upgrades. Cum făceam să selectăm alea? Luat setup aici. Care era a mea? Da, chiar, dar de ce mai multe setup-uri? Dar aici? Și eu la fel, am o grămadă, ești nebun. What? Stai puțin că eu, e ceva. A mea se numește Forza, știu sigur. Lasă-mă că mi-o fac eu cum știu. Nu, ăsta al meu știu sigur că se numește Forza, că eu așa le salvez pe toate ca să... Ce? Bă, stai mă! Nu e ăsta! Mă ziceai că nu e ăsta. Că dorui bani pe el. Bă, ce făcu mă? Da, bă, nu era asta, mai dorui și bani pe el. Băga mea și picioarele să-mi bag. Dar de unde să le selectăm, mă? Că știu că aveam unde... Mai tuns, mă, de aici, grasule. Da, bă. Suntem proști. E la mai tuns. Bine, tu mai ales. Bă, hai că eu îl făcui deja. Păi și eu acum, stai să-i scot slicurile și aia. Ia uite, bă, ce prost sunt, mă, dus-i acolo la... Eu nu-l selectez că pe setup-ul meu am motorul ăla și nu vreau. Aha, că nu pot să umblu la mai tuns. Că după ce o salvez e ca și cum ai luat-o de pe net. Ce scoară arată acum? A mea are 945. Bă, ia stai mă așa că e ceva neregul aici. Ce? Ce găsă? Că la cum vedeți în fața mea? Bă, nu știu, mi se pare că îmi pleacă prea de jos. Bă, și mie mi se pare că pleacă la fel. Dar din cauza că avem motoarele stoc grasule. A. Zic eu. Ia să vedem. Hai, acum o să fie chiar complicat. Cursa. Ce scoară o să acum, fie 945 am eu. 937. Na, tot am mai mult eu. Hai. A, ratai startul. Și ratai rău. Dar vedem că mă distanțai. Și mă distanțez. Nu știu că te mai distanțai. Cât luași tu? 264 la eu. 260, dar nu contează asta. Contează într-un fel, să știi. Nu contează grasul. Ba, într-un fel. Grasul contează cât de repede ajunge la viteza aia. Nu câtă viteză așa. Păi da, dar într-un fel contează și câtă viteză așa. Într-un păi fel. Într-un fel contează, dar e mai important cât de repede o ia. Da, dar zic că ar trebui să conteze. Hai să mai facem o dată, că eu plecai târziu rău. Plecai fix când se făcu verde. Tirit. Și nici nu vezi bine dacă nu suntem aproape unii de alții, nu vezi bine dacă te distanțezi sau nu, știi? Ia auzi, balaurul. Mercedes. Bă, nu poți chiar deloc să te pui cum trebuie. AMG. Tu nu poți să te pui și tu deloc cum trebuie. Bă, da, eu sunt perfect acum. Păi ești mai în față un pic. Nu e, tu acum ești mai în față. Uite, ați aleabă, grasule, un AMG în detrimentul unui RS? Nu știu, grasule, dar asta e frumos rău. Hai, grasule, pregătește-te. Lasă comentariile. Acum plecă eu mai devreme. Da. Uite, așa văd că mă distanțez dacă mă uit pe laterală. A? Ba da. Da, te distanțez cu un pic. 263. Bă, nu știu, sunt aproximativ egale mașinile. Asta e un pic de tot mai... Pleacă puțin mai repede, mă. Da. Bă, ia și mai mult ce-i drept, că zise eu iau cam 263-264 până în ăsta. Dar mă crezi o chestie, că, bine, n-avem de unde să știm, dar mă crezi că tot cam la fel nu luam și cu tracțiunea spate. Bine, luam mai greu probabil, știi? Băieți, cam atunci să fie cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like. Și ce părere, spuneți-mi ce părere aveți de ce-ul ăsta, e genial, îmi place de mor, ce-63-ul ăsta e super, super mișto. Noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!